Spune-mi, doamna, spală vase. Spune-mi, doamna, întinde rufele, m? Spune-mi, doamna, oare sunt atât de urâtă? Na. Spune-mi, doamna, câștigă bani, muncește, muncește. Spune-mi, doamna, nu mai pot. Spune-mi, doamna, mijlocaș. Spune-mi, doamna, portat. Spune-mi, doamna, atacant. Spune-mi, doamna, fundaș. Bună seara, sunt Sabin Tudor și vă prezint cele mai importante știri din lumea mondenă. Chiar dacă veniturile au fost rotunjite de cariera muzicală, Connector recunoaște că nu a avut dintotdeauna o viață îndestulată. Invitat la emisiunea lui Denis Rifai, artistul a vorbit deschis despre copilărie, dar și despre ce își dorea să mănânce, însă nu își permitea. Cancan News are detalii. Deși este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români, Connector nu pare să fie avut o viață împlinită dintotdeauna. În emisiunea 40 de întrebări cu Denis Rifai, artistul a făcut dezvăluiri din perioada copilăriei, când dificultățile financiare îi dădeau serioase bătăi de cap. Connector povestește despre problemele pe care le avea cu hrana zilnică, dar le ignora prin joacă. Eu am simțit sărăcia mai mult prin prisma trăirilor părinților mei, pentru că atunci când ești copil, singura ta dorință e să te joci. Țin minte că luam un codru de pâine și ieșeam afară tocmai ca să-i spun mamei că am mâncat. Mă întorc la lacrimile mamei, da, am simțit sărăcia și a durut. Lipsa mâncării la discreție pare să-și fi pus amprenta asupra dietei lui Connector, pentru că nu se poate abține când vine vorba despre croasante, pe care nu și le permitea în copilărie. Nu cred că au fost zile întregi în care nu am mâncat. Se întâmpla ca tata să găsească o lucrare, să facă ceva bani până la 8-9 seara și reușeam să mâncăm. Ce mi-am dorit să mănânc când eram mic și nu am apucat și asta s-a transformat într-o problemă acum, pentru că oricâtă dieta aș încerca să țin, nu rezist la croasante. Dorian Popa se respectă când vine vorba de contentul creat, așa că în weekendul care tocmai a trecut, cântărețul a plecat să filmeze în Grecia, mai exact în Salonic. Călătoria nu a fost lipsită de peripeții. Dorian a experimentat o percheziție din partea polițiștilor greci înarmați, chiar înainte de întoarcerea acasă. Când vine vorba de vlogul său, Dorian Popa se respectă și investește în crearea de conținut. Cea mai recentă expediție a artistului a avut loc în Grecia, la Salonic. Plecat în weekend pentru a filma câte ceva pentru canalul de YouTube, Dorian a dat de belea chiar înainte de întoarcerea în România. Artistul a fost oprit de către polițiștii din Salonic și percheziționat. Clipele de groază s-au transformat în minute, fiind chiar imobilizat de oamenii legii pe capota mașinii. Cobor din mașină, polițiștii îmi făceau semn să vin spre mașina lor. Mă gândeam ce să fac. Din instinct, de la prea multe filme americane, m-am dus spre mașina lor cu mâinile sus. Pe cuvântul meu de onoare, nu mai puteam. Tremuram. În timp ce unul mă întreba unde sunt actele mașinii, altul mă percheziționa. După ce s-au convins că totul este în regulă, polițiștii au început să-l chestioneze pe artistul român despre activitatea sa în Grecia, lăsându-l să plece abia după ce le-a arătat profilul de Instagram cu peste 2 milioane de urmăritori, dar și pe cel de pe YouTube, pe care postase deja clipuri din Țara Elena. Motivul pentru care a fost oprit însă este chiar mașina scumpă pe care Dorian Popa o conduce și care bătea la ochi, spune cântărețul. Parcă nu mă credeau că sunt YouTuber. Eu înțeleg care e problema. N-ai cum să circul cu asemenea mașină prin Europa fără să atragi atenția și să deranjezi. V-am mai spus eu în vlogurile din zilele trecute. În afara României, când vezi mașini așa scumpe, e cu semn de întrebare. Pentru că asigurările costă de te rup, pentru că întreținerea unei astfel de mașini costă de te rupe, nu e ca la noi. După ce le-am spus că este cel mai panică moment din viața mea, mi-au zis chiar să facem o poză. The
Giulia Anghelescu face lumină. A renunțat sau nu aceasta la cariera de solist vocal? După ce presa a scris că Giulia ar fi rămas doar cu rolul de gazdă pentru emisiunea pe care o prezintă la Prima TV, cumnata lui Șerban Huidu vine cu precizări pentru fani. Cancan News vă oferă declarațiile artistei. Aparițiile Giuliei Anghelescu pe marile scene par să se fi rărit, iar fanii s-au îngrijorat. Odată cu pandemia, concertele s-au împuținat și pentru cumnata lui Șerban Huidu, care a rămas în postura de coprezentator la emisiunea Hai cu fetele, difuzată pe Prima TV, post la care fratele soțului său este producător al Cronicii Cârcotașilor. După ce prin presă s-a zvonit că Giulia ar fi renunțat la cariera în muzică, artista a venit cu detalii. Lămurire. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă de am redevenit faimoasă? Mie mi-era bine așa cum eram, de nu scria oamenii, dar am citit și ieri și astăzi că în sfârșit s-a deslușit misterul de ce m-am lăsat de cântat. Nu m-am lăsat de cântat, nu ai cum să te lași de ceva ce îți place foarte mult. Am zis în schimb că prioritățile s-au schimbat și că îmi doresc foarte tare să mă concentrez pe proiectul meu din televiziune, pentru că e un domeniu care îmi place la fel de mult ca muzica. Rămâneți pe cancan.ro pentru a fi la curent cu toate noutățile din lumea mondenă. Noi ne revedem și mâine seară la aceeași oră. La revedere! Spune-mi, doamna supă. Spune-mi, doamna spală vase. Spune-mi, doamna întinde rufele, nu? Spune-mi, doamna oare sunt atât de urâtă? Na. Spune-mi, doamna câștigă bani, muncește, muncește. Spune-mi, doamna, nu mai pot.